Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și azi vă prezint un nou documentar semnat de George Hodorogea și intitulat Primul Imperiu Jet, Războiul Jeto-Egiptean. Cine au fost geții? Geții au fost un popor tracic care în jurul anului 339 înainte de Hristos locuia pe ambele maluri ale cursului inferior al Dunării. Istoricul antic Strabo a arătat că dacii și geții vorbesc aceeași limbă, iar Trogus Pompeius afirma că geții și dacii erau identici. Singura deosebire între cele două grupuri consta în împrejurarea că geții locuiau la câmpie, în timp ce dacii trăiau în zonele mai înalte montane. Geții au fost menționați pentru prima dată în anul 468 înainte de Hristos, de către Sofocle, în tragedia Triptolemos. Herodot i-a introdus în istorie prin următoarea mențiune: geții sunt cei mai bărbați și mai drepți dintre traci. Iar istoricul Tucidide spune că geții aveau aceleași arme și mergeau călare ca și sciții. În timpul expediției lui Darius I, 522-486 înainte de Hristos, împotriva sciților, 513 înainte de Hristos, geții i s-au opus, însă în cele din urmă au fost înfrânți împreună cu celelalte neamuri tracice din dreapta Dunării. După înlăturarea ocupației persane în secolul al V-lea înainte de Hristos, geții din dreapta Dunării plăteau tribut regatului Odris, până ce acesta a fost supus de Filip al II-lea, regele Macedonii. Întrucât geții din dreapta Dunării deveniseră dependenți de Macedonia, regii macedoneni au ridicat pretenții de stăpânire și asupra geților din nordul Dunării, însă încercările lui Alexandru cel Mare, 335 înainte de Hristos și 327 înainte de Hristos, și Lisimach, 310 înainte de Hristos, de a-i supune, au eșuat. Ulterior, geții din stânga Dunării au avut ciocniri cu bastarnii, un popor germanic care între 200 și 100 înainte de Hristos a ocupat poalele nord-estice ale Carpaților și malurile Nistrului. După lupte îndelungate, bastarnii au fost învinși de daci, locuitorii regiunilor muntoase, care mai apoi rămân stăpâni și pe câmpia răsăriteană până la Nistru. Din secolul I înainte de Hristos, în nordul Dunării, predomină numele și neamul dac, iar numele geților se păstrează mai ales în sudul Dunării. În Sciția Minor, Dobrogea, au mai domnit trei regi geți, Roles, Dapix și Xiraxes. După ce romanii au ocupat teritoriile dacice din sudul Dunării, geții sud-dunăreni au fost consemnați în izvoarele scrise cu denumirea de moezi. Geții sunt consemnați în izvoare prima dată în secolul al VI-lea înainte de Hristos, iar dacii din secolul I înaintea erei noastre, dar istoria lor este mult mai veche. Diferite surse afirmând că geții existau cu cel puțin 3 milenii înainte de Hristos. Se vorbește chiar de multe războaie purtate de aceștia cu ilirii, perșii sau chiar cu vechii egipteni. A existat Imperiul Jet? Teoria poporului primordial. Profesoara Marika Himbutas de la Universitatea Americană din Los Angeles a afirmat în cartea Civilizație și Cultură, Vestigii preistorice în sud-estul european, că în mileniul al VII-lea înainte de Hristos, în Carpați era o civilizație puternică, prima și singură în Europa, o societate matriarhală, teocratică, pașnică, iubitoare și creatoare de art. Teritoriul geții din antichitate, al României de azi, al Republicii Moldova și al statelor din jurul țării noastre, este foarte bogat în vestigii arheologice care spun adevărul despre istoria poporului primordial al geților. Și putem aminti că în satul Cotu Miculinț, comuna Cotușca, județul Botoșani, în anii 1970-1984, pe malul drept al râului Prut, s-au găsit cele mai vechi elemente de civilizație din lume, datate cu 18.000 de ani înainte de Hristos, constând din locuințe, bordee, ciocane de piatră, lancia cu două tăișuri, harponul de pescuit. În clisura Dunării, în anii 2000, cercetătorii români și britanici de la Universitatea din Edinburgh au descoperit schelete de oameni și semințe de plante care dovedesc că geții au practicat agricultura pe la anii 7800 înainte de Hristos. Rezultatele cercetărilor arheologice și vechimea descoperirilor au fost validate de laboratoarele din Oxford, Groningen, Berlin și Bonn și comunitate la Universitatea din Edinburgh în perioada 30 martie-2 aprilie 2000. La Schela Cladovei, județul Mehedinți,
În anul 1960 s-au găsit morminte de înhumare cu o vechime de 15-10 milenii înainte de Hristos. La 6 km de Schela Cladovei se află peștera Gaura Chindiei, unde sunt peste 400 de semne desenate pe pereți, din care 37 apar pe cele 74 de tăblițe plăci de plumb de la Sinaia, care au fost citate și publicate în cartea Adevăruri Ascunse. Aceste exemple și multe alte descoperiri de pe teritoriul României Mari dovedesc că geții au o vechime atestată arheologic de cel puțin 20.000 de ani înainte de era noastră și că merită titlul de popor primordial, poporul cu cea mai mare vechime din lume. Constantin Olariu Arimin, autorul cărții Adevăruri Ascunse, demonstrează cu mii de dovezi arheologice și scrieri antice că strămoșii noștri geți au fost primul neam de oameni de pe pământ și geții a fost rădăcina tuturor neamurilor. Țara s-a numit în antichitate Diogeția sau Geția Edenică și a existat în ținutul hiporbereenilor din nordul Istrului. În Diogeția a ființat statul primordial al geților, despre care scrie pe plăcile de aur și pe cele de plumb găsite întâmplător în anul 1875 la Sinai. Conform aceluiași autor, în mileniile 4 către 2 înainte de Hristos, cel mai întins imperiu al Antichității a fost Imperiul Get, cu capitala la Sarmisegetusa lângă Hasek. Imperiul primordial al geților nu a fost realizat prin războaie de cucerire a unor noi teritorii, ci prin roirea poporului primordial al geților în toată Europa, nordul Africii, răsăritul Asiei, Orientul Mijlociu, etc. Plăcile de plumb de la Sinaia. Din cele 514 plăci de plumb găsite la Sinaia, pe care este scrisă istoria geților și a Imperiului Get, au ajuns circa 500 de bucăți la București, la Institutul de Arheologie Vasile Pârvan. Ele nu au fost inventariate, nu au fost expuse și nu au fost citite niciodată. Plăcile de plumb pe care este scrisă o parte însemnată și lungă, circa 2000 de ani, din istoria strămoșilor noștri, se pare că au fost ascunse, ținute la secret, pentru a nu deranja politic. Între anii 1945-1946, studentul Dan Romalo a fotografiat în mare secret o parte din plăcile de plumb, 74 de bucăți, și l-a publicat în cartea Cronica Geta Apocrifă, pe plăci de plumb, apărută în anul 2005. Se pare că pe celelalte 440 de plăci de plumb dispărute ar fi existat și drapelul geților, având culorile albastru, galben și roșu dispuse pe orizontală, așa cum au fost drapelele purtate de revoluționarii români la 1848. De asemenea, pe plăcuță apărea și sigla primordială a gesiei, o piramidă de argint și de o parte și de alta acesteia doi lei de aur. Se spune că pe plăcuțe ar fi fost precizat și locul unde se afla capitala geții edenice, la Sarmisegetusa. Capitala statului Get a avut o suprafață de aproape 400 de hectare și putea găzdui între zidurile sale circa 100.000 de luptători. Se povestește că strămoșii noștri ar fi construit un uriaș oraș sub Sarmisegetusa, de unde puteau pleca prin multe tuneluri în diferite direcții. Geții și egiptenii. Descoperirile arheologice făcute în 1982 pe actualul teritoriu al combinatului siderurgic Galați conduc spre ipoteza șocantă că dacii aveau schimburi culturale intense cu Egiptul antic. Și nu numai. Există relatări și teorii cu privire la un război geto-daco-egiptean cu aproximativ 2000 de ani înainte de era noastră, un război între primul imperiu get și triburile nordice egiptene. În anul 1982, lângă Galați, la circa 500 de metri spre nord de castrul roman de Bărboș, lucrările de construcție a unor instalații în cadrul combinatului siderurgic au scos la lumină ceea ce părea a fi un mormânt roman. Cum descoperirea s-a anunțat interesantă, cei din conducerea combinatului au oprit imediat excavațiile și au anunțat arheologii de la Muzeul de Istorie din Galați. La fața locului, aceștia au găsit un mormânt de incinerație, cu elemente romane clare, însă și cu elemente egiptene care nu au putut fi explicate cu claritate nici până în zilele noastre.
De atunci, istoricii balansează între mai multe teorii cu privire la motivul pentru care au fost transplantate elementele culturii egiptene cale de mii de kilometri, tocmai de pe malurile Nilului din nordul Africii, pe malul Siretului, în sudul Moldovei. În situl funerar, pe lângă resturile defunctului, cenușe, oase calcinate, urme de arsură, cărbuni, au mai fost recuperate câteva fragmente ceramice și trei vase întregi. Două dintre acestea, specific romane, datează mormântul în intervalul dintre secolele 2-3 după Hristos. Însă cea mai importantă descoperire a mormântului amintit este al treilea obiect, un vas antropomorf din bronz de origine egipteană, unicat pe teritoriul românesc, cu înălțimea de 17 cm și cu un diametru de 8,5 cm. Vasul statuetă reprezintă un bust de bărbat, predat în ipostază hieratică. Are fața ovală, precis conturată anatomic, ochii mari, sprâncenele proeminente, gura mică cu buze subțiri, înconjurată de mustăți mari stufoase, lăsate în prelungirea bărbii lungi. Capul este încadrat de părul bogat, redat în șuvințe lungi, împletite, ce pornesc din creștet, prelungindu-se pe umeri și pe spatele figurinei. Umărul stâng e acoperit de un chiton ce cade în falduri, lăsând dezvelit umărul drept. Brațul drept este îndoit din cot, cu palma așezată în dreptul inimii. Referitor la utilitatea sa, având în vedere și alte analogii, identificate în special în provinciile romane de la sud de Dunăre, piesa se încadrează în repertoriul recipientelor cu caracter ritual, pentru păstrarea uleiurilor sau a altor substanțe utilizate în cadrul unor ceremonii religioase, au consemnat arheologii în revista Muzeului de Istorie Galați. În ceea ce privește personajul reprezentat, acesta a fost ipotetic identificat de cercetători cu o divinitate egipteană, zeul Sarapis. Varianta aceasta ar fi susținută și de constatarea pe cale arheologică a adorării în zona castrului de la Bărboși a unor divinități de aceeași factură orientală. Alături de divinitatea microasiatică Kibele, sunt semnalați în spațiul amintit și zei de origine egipteană pe o plachetă și alte câteva piese ceramice, între care un medalion pe care este redat Nilul personificat. Se pare că relicvele egiptene sunt destul de numeroase în zona Bărboși și nu numai, de atunci descoperindu-se mai multe artefacte egiptene în diverse locuri din țară. Grupuri de soldați geți au pătruns prin Asia Mică, nordul Egiptului, în urmărirea unor cete de rebeli. Se pare că pe vremea primului imperiu Jet, așa zisul imperiu primordial, nordul Egiptului și peninsula Sinai au fost stăpânite circa 200 de ani. Geți au împrumutat de la egipteni și câteva dintre zeitățile acestora, precum Sarapis. Sarapis era considerat un fel de patron al vindecătorilor, al medicilor, dar și un protector al celor care ofereau donații pentru lăcașuri de cult. Cultul lui Sarapis a depășit granițele Egiptului antic și cu ajutorul geților, ajungând în zone foarte îndepărtate geografic de Egipt. O parte din forța de atracție a lui Sarapis era dată de faptul că împreună cu Isis răspundea preocupărilor firești ale oamenilor, promițând bunăstarea cu atribute precum cornul abundenței, care l-apropia de caracteristicile mai multor zei din lumea greacă și cea romană. Faptul că divinitatea egipteană a fost împrumutată de civilizațiile din nordul Africii, de cele din Asia Mică și de cele din sudul Europei, pare un fenomen firesc de contaminare religioasă. E foarte greu de explicat însă cum a ajuns respectivul cult în sudul Moldovei, la nord de Dunăre. Pare a lua în calcul relațiile directe geto-egiptene, fie ele comerciale, fie fiind rezultatul unor conflicte. Se pare că este vorba totuși de un conflict, iar multele artefacte descoperite pe teritoriul geții edenice, România de azi, indică faptul că acestea constituiseră de fapt pradă de război. Dacologii avansează și teoria, ipoteza unor contacte și schimburi economice și culturale între dacii din estul Carpaților și faraonii din marea civilizație de la malul Nilului African. Să nu uităm că până și marele preot de Ceneu, unul dintre primii inițiați, sfetnicul sau prădătorul lui Burebista, nu se știe încă, a locuit mult timp în Egipt, la umbra marilor piramide și a Sfinxului, înainte de a deține puterea în Dacia. Prăbușirea primului imperiu primordial Jet. Migrațiile din ce în ce mai dese ale unor triburi asiatice, triburi rapace și crude, multele războaie de apărare a granițelor și dihonia tocmai accentuată dintre diferiții șefi de triburi getice,
a dus la destrămarea Imperiului Jet. Mult mai târziu, printr-o Michetes și Burebista, s-a încercat reunificarea multor tribi jetodace. De fapt, reunificările se făceau doar atunci când dinamici externi amenințau teritoriile jete, de la sud sau nord de Istru. Geții se strângeau sub comanda unui șef mai meritos și plecau la luptă fără teama morții, fiind sub scutul și protecția zeului suprem Zamolxe. Ultimul stat închegat jetodac a fost cel al lui Decebal, distrus și cucerit de către romanii lui Traian. Războiile geților cu perșii. În cartea a patra lui Herodot este descrisă expediția lui Darius împotriva sciților cu lux de amănunte. Darius conducea o armată de 700.000 de soldați, dublată de o flotă ce număra 600 de corăbii. A traversat Bosforul pe un pod de vase și a înaintat spre gurile Dunării, prin zona litorală. I-a supus pe tracii pe care i-a întâlnit în cale, mai puțin pe geții din sudul Dunării, care i s-au împotrivit, dar au fost repede zdrobiți. Geții de la nord de Hemus au fost supuși și integrați în regatul Odrisilor și au luat în stăpânire și tot litoralul de la Abdera până la gurile Istrului. În 341 înaintea erei noastre, Tracia este cucerită de Filip al II-lea Macedoneanul. La scurtă vreme, sciții conduși de regele Ateas au pătruns în Dobrogea și au început luptele cu getodacii și aleaților. Războaiele geto-macedoniene. În 335 înaintea erei noastre, geții sunt menționați de Arian, autor grec din Bitinia, în lucrarea Anabasis, expediția lui Alexandru Macedon. Ca urmare a răscoalelor provocate de tribari și iliri, Alexandru a organizat o expediție punitivă. A înaintat prin mulți Balcani, între cătorurile cărora tracii au organizat o ambuscadă, folosindu-se de căruțe pe care le împingeau și prăvăleau asupra macedonenilor. Alexandru scapă din ambuscadă și are o luptă cu tribalii pe râul Liginios. Tribalii au evacuat femeile și copiii dincolo de Istru și s-au refugiat pe un ostrov al Dunării, Peuce. Urmărindu-i, cu sprijinul unei corăbii venite din Bizan prin Pont și pe Dunăre, Alexandru a încercat să debarce pe acel ostrov, dar nu a reușit, pentru că malurile erau înalte, iar curentul fluviului rapid. Pe malul nordic al Dunării s-a adunat o armată de 10.000 de pedestrași și 4.000 de călăreți. Alexandru, folosindu-se de monoxilele riveranilor și burdufuri din piele umplute cu paie, trece Dunărea cu 4.000 de infanteriști și 1.500 de călăreți macedoneni și înaintează prin holdele înalte de grâu spre un oraș al geților, unde aceștia s-au retras, situat la 5.500 de metri de Dunări. Geții l-au abandonat, iar Alexandru l-a distrus din temelii și a luat o pradă bogată. Se întoarce pe malul celălalt, unde primește o solie a regelui Sirmos al tribalilor, ajungând la o înțelegere. A treia expediție macedoneană în zona Dunării a fost condusă de generalul Zopirion, despre care avem informații găsite la Curtius Rufius și la Trogus Pompeius, precum și la Macrobius. Între 331-326 înaintea erei noastre, când Alexandru se afla în India, guvernatorul Pontului, Zopirion, a organizat o expediție împotriva geților sau sciților cu o armată de 30.000 de soldați. Boristene, Olbia, este asediat, însă locuitorii rezistă și resping invadatorii. La întoarcerea din expediție, Zopirion, împreună cu toată armata, au fost zdrobiți din cauza unei furtuni, făcându-le imposibilă traversarea Dunării. După moartea lui Alexandru cel Mare în 323 înainte de Hristos, Imperiul Macedonean a decăzut și s-a dezmembrat. În 305 înainte de Hristos, Lisimach s-a proclamat regele Traciei și și-a o soție din regatul Odrisilor pentru a îmbunătăți relațiile. Dar până atunci Lisimach se confruntă cu o serie de probleme. Luptele cu rivalii săi, răscoala Odrisilor conduși de Seutes al III-lea, revolta cetăților grecești Meambria, Odesos, Apolonia și Histria în 313 înainte erei noastre, nemulțumirile și fiscalitatea prea mare, revolta condusă de Calatis, susținută de traci, geți și sciți. Garnizoanele lui Lisimach au fost alungate, iar cetățile au încheiat un tratat de alianță. La acea vreme se remarca dintre căpetenile tracilor Dromihetes, amintit de Strabon, Memnon și Pausianus.
Diodor din Sicilia, Trogus Pompeius, Lexiconul Suidas, Diodor din Sicilia, care detaliază conflictul dintre Dromihetes și Lisimach. Conflictul a izbucnit în 300-297 înaintea erei noastre. Regele Lisimach este înfrânt și scapă prin fugă din încăierare, dar fiul său Agatocles e luat prizonier. Acesta a fost eliberat în speranța că Lisimach va restitui teritoriile ocupate. În 297 înaintea erei noastre, diadohii au încheiat un tratat de pace și și-au promis sprijin reciproc. Între 293-291 înaintea erei noastre, Lisimach pornește o a doua expediție. Armata lui era însă înfometată și fiind înfrântă, Lisimach a fost luat prizonier împreună cu fiii săi și dus la cetatea Helis. Războaiele cu celții. În urma bătăliei de la Curupeidon, celții au pătruns masiv în peninsula balcanică. Au traversat Tracia și Macedonia, l-au învins pe Ptolomeu Fulgerul al Macedoniei și au pătruns în Grecia, ajungând la Delphi, unde au jefuit sanctuarul lui Apollo. Celții au fost respinși și din marea lor masă se desprind trei grupuri distincte, galații, ce se așează în Asia Mică, în provincia Galatia. Alții, sub conducerea lui Comontirius, s-au așezat pe locul postului regat Odrid pe Valea Marisei, cu capitala la Tilis. Amenințarea celtică era cea mai apropiată de leagănul statului Getodac. Boiii și tauriștii ajunseseră încă de prin secolul al III-lea înainte de Hristos până la Tisa, extinzându-se tot mai mult peste teritoriile locuite în vechime de getodaci. Astfel, eliminarea pericolului celtic a fost cel din tâi obiectiv vizat de daci, mai ales de Burebista. Iar în acest sens, acesta a întreprins o serie de acțiuni ofensive împotriva acestora în jurul anului 60 înainte de Hristos. Prima acțiune a avut loc pentru a elimina incursiunile de pradă ale scordiștilor, stabiliți în jurul anului 278 înainte de Hristos, în vecinătatea muntelui Scordus, în teritoriile locuite de către daci la sud de Dunăre. După unirea cu triburile geto-dacice din zona intracarpatică, dispunând de o forță militară de apreciat, depășită doar de cea a Republicii Romane, Burebista întreprinde o campanie fulgerătoare împotriva tribului celtic al boiilor, conduși de către Critasiros, precum și împotriva aliaților acestora, tauriști, și a înfrânt undeva în zona Bratislavei de azi, probabil la Zempli. Efectul acestei campanii a fost nimicirea totală a tauriștilor și boiilor. Rezultatul direct a fost o masivă migrație a celților spre vestul Europei. Resturile tauriștilor s-au împrăștiat până la Noricum, iar ale boiilor până în Galia, iar hotarele dacii s-au extins astfel până la confluența râului Morava cu Dunărea Mijlocie, iar stăpânirea lui Burebista ajungând să se învecineze cu cea a ținutului condus de suebul Ariovistus. Celții au fost nevoiți să-și părăsească teritoriile de la nord de Dunăre, însă o parte dintre ei au rămas să conviețuiască cu getodacii, fiind practic asimilați. Ultimele războaie, cucerirea dacii. În timpul domniei împăratului Domitian, izbucnesc primele conflicte cu dacii. Conform lui Iordanes în Getica, geții au încetat alianța încheiată cu romanii și au devastat malul Dunării sub comanda lui Duras, nimicind armatele și pe comandanții lor în provincia Moesia, condusă de Agripa și Opius Sabinus. Romanii au fost înviși, iar Opius Sabinus a fost decapitat. Dacii au trecut Dunărea pe gheață în iarna anilor 85-86, iar Domitian a condus trupele în Illyricum, încredințând comanda armatei lui Cornelius Fuscus, prefect pretorian. Armata romană a traversat Dunărea pe un pod de corăbii. În primăvara anului 87, armata romană a traversat Dunărea pe un pod de vas între Vidin și Orlea, urcând pe Olt, deși sunt ipoteze cum că ar fi traversat Dunărea prin Drobeta. Armata romană a înaintat prin zona de dealuri subcarpatice din Mehedinți, trecând râurile Motru și Jiu. Diurpaneus îi pregătește o ambuscadă, lăsându-l pe general să se aventureze prin munți. L-a atacat pe neașteptate. Legiunea Legio 5 a Laude a fost măcelărită la tape, comandantul Fuscus fiind ucis, iar tabăra soldaților a fost jefuită. Armele, mașinile de război preluate, standarduri luate de la Fuscus, au fost găsite abia după primul război dacoroman.
De atunci, Diurpaneus a primit numele de Decebal, ce însemna un om mai puternic decât 10 oameni batici. Eșecul dezastruos al generalului Fuscus a produs o puternică panică la Roma. Romanii reau ofensiva anul următor. Lupta s-a produs tot la tape, romanii învingându-i pe daci. În ciuda unei oarecare cooperări de natură diplomatică cu Domitian, după invazia anulată, Decebal a continuat să se opună Romei. Regatul Dac rămăsese prin urmare considerat la Roma ca o puternică amenințare. Ca urmare, noul împărat Traian, el însuși un soldat și tactician experimentat, a început pregătirile pentru un nou război decisiv împotriva Dacii. La 25 martie 101, împăratul Traian a părăsit Roma și s-a îndreptat cu forțele romane spre Moesia Superior. Se reprezenta baza de pornire a operațiilor militare după pregătiri de 3 ani. Armata romană a traversat Dunărea pe un pod de vase. Dacii au fost copleștiți de armata romană, mai numeroasă și dotată cu o tehnică militară adecvată pentru asedierea cetăților. Decebal a trebuit să accepte condițiile grele impuse în schimbul păcii. Decebal nu a respectat acordul și astfel senatul l-a decretat pe Decebal din nou ca inamic al Romei, iar Traian a pornit cu generalii la un nou război. În vara anului 105, romanii au atacat Dacia în mai multe direcții. Din vest prin Banat până spre Valea Mureșului și pe Valea Apei Orașului. Dinspre sud de la Drobeta prin Pasul Vâlcan și apoi pe Valea Oltului. Ultimele cetăți sunt treptat cucerite în vara anului 106, printre care și Sarmisegetusa, unde apărătorii rezistaseră cu înverșunare. Decebal și mulți dintre oamenii săi au scăpat de legiuni în timpul asediului. Ei au fugit spre est, probabil spre fortificația de la Ranistorum, dar au fost ajunși din urmă de romani și Decebal s-a sinucis. Romanii au reorganizat Dacia ca pe o provincie romană și au construit o altă capitală la o distanță de 40 de kilometri de vechea Sarmisegetusa. Romanii au distrus cetățile și sanctuarele lor pentru a înnăbuși orice rezistență. Victoria împotriva dacilor a fost sărbătorită cu fast la Roma. Războaiele dacice au reprezentat un triumf uriaș pentru Roma și armatele sale, dar și sfârșitul stacului dac independent. Stat ce fiind Sanca de circa 3 milenii mai înainte și cunoscut ca primul imperiu get, sau cum îl denumesc unii dacologi, Imperiul Primordial Get. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă mulțumesc pentru atenția pe care sper că ne-ați acordat-o. Pe curând!